Salutare din pepinierele Fundulea. Pentru cei ce nu mă cunosc, numele meu este Achim Gabriel, de specialitate inginer agronom în cadrul pepinierelor Fundulea. Mai exact aici unde noi multiplicăm și comercializăm plante de zmeur, mur sau coacăz. Așa că, dacă ai o cultură de zmeur, mur sau coacăz ce fructifică pe lemn de anul 2, mare atenție, nu din soiurile remontante, cele ce fructifică pe lemn de anul 2, adică acele soiuri unifere floricane, e bine de știut, după ce se termină sezonul de recoltare. Într-un exemplu, suntem în sola demonstrativă a soiului Arapaho de mur. Am terminat de circa 2 săptămâni de zile sezonul de recoltat. După recoltare, vă recomand și dumneavoastră să recoltăm, să eliminăm plantele care au fructificat. Adică plantele bătrâne. De ce e bine să le eliminăm? E bine să le eliminăm pentru că aceste plante imediat sau în scurtă perioadă, după ce termină ciclul de fructificare, încep să se usuce, încep să putrezească. O plantă putrezită lângă ceilalți lăstari sau drajon la zmeuri va forma mucegai și putregai la baza noilor lăstari. Noilor lăstari care vor fructifica la anul și va trebui să crească cât mai mari și cât mai viguroși și cât mai sănătoși. Așa că e bine de eliminat pentru a scăpa de mucegai și putregai la baza tulpinii și pentru a lăsa noi drajoni să se dezvolte și să crească cât mai bine, pentru că această plantă, chiar dacă este pe final de vegetație, se lemnifică, începe să se usuce, e bine de știut că rămurelele secundare, da, după cum se observă, care nu vor mai fructifica la anul, nu mai aveți ce să faceți cu ea, încă mănâncă, consumă din energia și din hrana noului lăstar pe care noi ne vom baza la anul, nu noi, atât noi cât și dumneavoastră. Și de asta este bine și recomandat să le eliminați cât puteți dumneavoastră de repede. A doua zi, a doua săptămână, important este să nu-l lăsați până în toamnă, până când apare umiditatea și ploile în exces și apare mucegai datorită și putregai datorită tulpinii uscate la baza lăstarilor. Așa că, dragii mei, dacă aveți nevoie de sfaturi privind cultivarea, întreținerea arbuștilor fructiferi de zmeuri, mur sau coacăz, ne găsiți aici în pepinierele Fundulea. Tot aici găsiți și plantele multiplicate de noi, plante certificate de zmeuri, mur sau coacăz. Eu vă salut de aici din pepinierele Fundulea și vă doresc spor la treabă tuturor!